Bun găsit! Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 11:30. Muncitorii lucrau la turnarea unei planșe la aproape 5 metri înălțime. La un moment dat, structura s-a prăbușit parțial. 6 angajați au fost răniți și au fost duși cu ambulanțele la spital. 4 au suferit policontuzii și sunt în evaluare la serviciul UPU-SMURD de la Spitalul Sfântul Spiridon. În stare mai gravă se află un nepalez de 30 de ani și un român în vârstă de 51 de ani, ambii cu traumatism craniocerebral cu pierderea cunoștinței. Alți 2 pacienți au fost duși pentru evaluare la Spitalul de Neurochirurgie și la Spitalul Militar. Inspectoratul Teritorial de Muncă a început o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs accidentul. Inspectorii vor verifica dacă structura care s-a surpat a fost ancorată corespunzător.